Ce faceți? Stați că n-am buze. Trebuie să caut puțin prin cutia Pandorei. Să vedem dacă găsim ceva de buze. Pentru că e grav. Situația. E gravă situația asta de aici, de la mine. Ce faceți? Sunteți bine? Chiar aș vrea să-mi spuneți în comentarii cam cum e perioada asta pentru voi și de ce stați strâmb. Just a second. Stați strâmb. Focus pe mine, please. Așa, lumina este puțin dubioasă pentru că vine din spatele meu, ceea ce este exact ce-mi doresc. Este exact ce trebuie în momentul în care filmez. Să-ți vină lumina din spate. But, oh well, supraviețuim. Nu murim noi de atâta. Da, astăzi este o zi foarte frumoasă. Este duminică, ceea ce este minunat. Și mă pregătesc. Este de vreme, este 7:30. De la 8 și ceva voi pleca după ce mă găsesc eu ceva de buze și mă dau cu ceva pe buze. N-am niciun ruj din ăla care îmi place mie. Este în geantă. Stați un pic că este în geantă. Așa. Ziceam că astăzi este o zi minunată de duminică. Pentru că e minunată pentru că voi merge în oraș cu Eugenia. Vă aduceți voi aminte că acum câteva vloguri, nu mai știu cât exact, dar acum câteva vloguri am fost cu cei de la Hai să socializăm. Acolo Facebook, apropo, vi-l las în descriere, pentru că data trecută cred că am uitat. Am fost cu ei pe Kiselev și am fost la un tur așa, în parcul Kiselev sau de fapt pe bulevardul Kiselev și ne-au povestit mai multe despre parcelările de acolo și despre casele de acolo și am discutat mult despre stilul neoromânesc, stilul arhitectonic neoromânesc. Na. Ce s-a întâmplat atunci la finalul turului este că ei au o tombolă. Ei au o tombolă prin care dau o invitație pentru un eveniment similar viitor sau pentru un tur la muzeu, pentru că fac în timpul iernii, când nu se poate sta afară, fac și tururi la muzee. Și ce s-a întâmplat a fost că eu am câștigat o invitație dublă pentru această, pentru o dată viitoare, când vreau eu, la acel tur. Deci am câștigat. Nu știu, eu eram, habar n-aveam. Ne-a dat Alex, care a fost ghidul nostru, ne-a dat niște numere, mie mi-a picat 4, eu n-aveam nicio treabă, eram acolo. Na. Așa, și glumeam cu el și zice normal că totul este aranjat, fiindcă colega lui a extras prin random.org și colega lui a pus acolo până s-a generat, până nu știu ce, eu vorbeam cu Alex și cu ceilalți de acolo și glumeam și ziceam, păi da, dacă nu era aranjat, nici nu veneam. Și în momentul ăla îi zice colega lui, ce numărul 4? Și eu zice, ai câștigat. Și că, oh. A fost puțin awkward momentul, pentru că cred că au fost câțiva oameni care chiar au crezut că toată treaba asta a fost aranjată, dacă eu asta am zis. Dar nu a fost aranjată și am câștigat o invitație dublă și n-am putut să mergem, că era, aia a fost episodul 3 din parcelările și din Kiselev, pentru că Kiselevul a fost împărțit în 4 bucăți și noi n-am putut să mai mergem, am avut și eu și Eugenia treabă și nici n-am avut chef, a fost și rece într-un weekend și n-am mai apucat. Și așa că ne-am decis să mergem astăzi, pentru că astăzi se face tur pe Bulevardul Elisabeta. Și întâlnirea este la cercul militar, adică în spatele universității, pentru cine știe, din București. Ceea ce este super, pentru că ajung super ușor acolo. Și urmează să mă văd cu Eugenia, cum ziceam. Și abia aștept să aflu mai multe, pentru că tururile astea sunt foarte interesante. Adică pe lângă faptul că mai cunoști oameni noi, mai vezi oameni noi, oamenii ăștia vin și spun, nu știu dacă... Stați un pic, că... Fac monetarul. Așa. Nu știu dacă... Da, e foarte simplu, de fapt, să găsești informațiile astea pe Google. Adică nu e ceva wow, așa. Dar este altceva când vine un om care a citit mai mult, care face chestia asta de mai mult timp și vine și îți povestește și ești acolo, ești în locul ăla. Că eu pot să iau acum tot Bulevardul Elisabeta pe Google Maps la... pas, ca să zicem, și pot să aflu despre fiecare clădire istorică ceva, dacă este de pe internet, cel mai probabil, dar nu știu exact cât de
veridice sunt informațiile. Bine, că nu știi niciodată, n-ai siguranța nici de la ghid că sunt chiar veridice informațiile, dar e atmosfera aia, e simpatică, este drăguță, este chestia aia frumoasă în care îți povestești de cineva și mai vine cu o glumiță și mai vine cu o bârfă din asta așa de salon și mai vine cu lucruri din astea frumoase așa pe care ți le spune și cumva îți faci poza epocii aleia, mult mai bine, pentru că vorbim, desigur, de perioada interbelică, pentru că cam Bucureștiul atunci a înflorit în perioada interbelică și vorbim cu precădere de perioada interbelică sau, indiferent despre ce epocă ar fi vorba, altfel îți faci imaginea despre despre locul ăla și altfel îl vezi cu alți ochi și e tare frumos și chiar stăteam și mă gândeam că avem foarte multe locuri și lucruri frumoase în București și nu știm să le exploatăm absolut deloc. Și mă fascinează cum genul ăsta de tururi îți deschide așa ochii către, uite, ăla este un loc frumos. Da, poate pare dărâpânat acum, poate pare neîngrijit, poate pare vechi și plin de șobolani, dar e un loc frumos și special. Și știi de ce? Pentru că acolo s-a născut Xulescu sau pentru că acolo s-a întâmplat cu tare lucru sau pentru că acolo s-a semnat un act important ulterior în istoria noastră și tot așa. Și când stai și legi lucrurile astea, îți dai seama, unul, cât de bogată e istoria noastră și chiar și istoria locală. Și în al doilea rând, cât de frumoase sunt locurile astea și că nu le apreciem. Și dacă aveți ocazia, că sunt foarte multe tururi de genul ăsta și la hai să socializăm. De ce nu-mi iese numele azi? Hai să socializăm. E prima dată când vorbesc asta și probabil de aia. Și la Calea Victoriei, Asociația Calea Victoriei, știu că ei mai fac niște tururi destul de mari. Și sunt multe, multe grupulețe din astea, căutați-le pe net și încercați, testați, adică nu trebuie neapărat să vă placă de cei de la hai să socializăm, iar nu mi-a ieșit fenomenal. Așa, nu trebuie neapărat să vă placă de ei sau nu trebuie să vă placă de la cei de la Asociația Calea Victoriei sau nu știu, sunt alții, este Damian Drăghia, parcă îl cheamă, pe tipul ăla care face tot așa tururi și el a început cu Belu pentru că lucrează la Belu sau a lucrat la Belu și acum s-a extins. Parcă Damian Drăghia îl cheamă, îl știți de pe TikTok. Nu trebuie neapărat să vă pleacă de personajul ăla. Vă duceți și testați. Și chiar cu Eugenia vorbeam că ar fi interesant să mai testăm și alte grupuri, dar cu cei de la hai să socializăm, aproape, ne-a mers foarte bine și au fost simpatici. Și e totul relaxat, e o atmosferă relaxată și e bine că iese și soarele. Și da, abia aștept să ne vedem. Astăzi vor fi 30 de grade, ceea ce mă bucură, că și ieri a fost 31-32 de grade, a fost superb și de-aia am zis că este momentul perfect să mergem la să facem turul ăsta, că după aia nu se știe ce se mai întâmplă pe săptămâna viitoare. Ah, să-mi iau vitaminele, stați așa să-mi iau vitaminele, am uitat și iară uit și ar fi bine să nu uit și... după aceea ce facem? Nu știu, după aceea... este Lavanda Fest la Cărturești, Verona. Astăzi se încheie și am vorbit cu Eugenia și poate mergem acolo după tur. Așa. Și nu știu, o să vedem ce mai facem. O să mai mergem să mâncăm ceva. Am chef de niște pizza. Puternic. Așa, din aia bună, 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 că ultima pizza bună pe care am mâncat-o a fost la Potloci, când am fost la asta, la, cum le zice, la Cona cu Florica. Și da, știu că beau din sticlă și nu v-am zis să nu beți din sticlă, dar n-am pahare pe lângă mine și nu mai stau. Pot să iau asta eventual cu cafea, dar ar fi bine să o iau totuși cu apă. Să văd ce mi-au pe mine, pentru că v-am zis, o să fie cald. Ieri am avut o bluză pe gât și la un moment dat simțeam că scot taburi ca o locomotivă, așa. Și am dat-o jos. Dar astăzi, acum de dimineață, să fie un pic recicuț până ajung în oraș. Așa că să văd ce mi-au pe mine. Am blugi și Adidas, bineînțeles. De fapt, sunt Puma. Mă rog, Adidas Puma. Așa și... sport, mergem pe sport. Nu știu, să-mi iau o geantă sau să-mi iau un ghiozdan. I don't know. Și da, cam
asta e povestea, adică asta facem în principiu astăzi. A, să mă dau cu cremă de mâini. Și să mă duc să le dau la fete să mănânce, că nu le-am dat încă să mănânce pe ziua de astăzi, că nu am ieșit afară. Dar le dau să mănânce. Și... după aceea plecăm. Era într-o perioadă în care finanța, da, diverse chestii, cercul militar, casa donațiunilor, se ridicau diverse clădiri care găsește actualmente hotelul Cismigiu, da, clădirea. Acum stau și mă gândesc și îmi dau seama că de dimineață puteam să fiu la fel de inteligentă și să-mi aprind ring light-ul care este în spatele vostru când mă macheam și să nu mă chinui cu lumina din spate, să arăt și eu, au, but whatever, n-am făcut treaba asta. Salutare, bună seara, este seară și am ajuns acasă și în stilul caracteristic n-am vorbit cu voi toată ziua pentru că am fost absorbită de tot ce s-a întâmplat. Deci am avut o zi atât de frumoasă, nici nu aveți idee, deci sunt mega extaziată de ziua asta frumoasă pe care am avut-o, a fost fenomenală și vă recomand asta așa ca concluzie generală, să începem cu o concluzie generală, vă recomand tururile cu Alex de la Hai să socializăm în București pentru că este absolut fantastic, dar ajungem și acolo și o să înțelegeți de ce. Bun, deci am plecat eu, bine mersi. Am avut niște mici peripeții cu fetele mele de afară, despre care o să vă vorbesc probabil mâine, dar mă rog. Am ajuns, bine mersi, cu Eugenia, am ajuns la timp, chiar mai devreme. Ne-a făcut așa un tur rapid, să zicem, mă rog, a fost scurt turul în sine, de 2 ore, dar împânzit cu foarte, foarte multe informații. Am parcurs... bucata din Bulevardul Regina Elisabeta de la Cercul Militar până la MEC, pentru cei din București care știți. Da, bucata aia care este super celebră, tronsonul ăla care este super celebru și este foarte frumoasă și ne-a povestit despre fiecare clădire în parte și ne-a arătat poze și ne-a povestit o grămadă de lucruri interesante, foarte, foarte multe lucruri interesante și foarte frumoase. Și eram convinsă de fiecare dată când treceam pe acolo și mai ales pe bucata aia din Bulevardul Regina Elisabeta că este o zonă frumoasă și încărcată de istorie și este adevărat. Este fiecare clădire de acolo, fie că o vedeți voi în paragină sau nu, are o poveste și este senzațional. După aceea ne-am dus, pentru că așa este obiceiul la tururile din București, să ne adunăm la mese și să povestim, să socializăm, că de-aia și denumirea de Hai să socializăm. Și ne-am dus la Capitol, la hotelul Capitol, pentru cei din București știți că este chiar lângă Cercul Militar. Rezervaseră ei o masă de 16 persoane și cred că am fost vreo 20 până la urma urmei. Și partea frumoasă a fost că cei de la Capitol ne-au dat o sală separată, când au văzut că suntem așa mulți, ne-au dat o sală separată și ne-au pus mai multe mese la comun și practic am stat toți la o masă, că și Alex era foarte încântat de faptul că
suntem așa mulți și că putem să stăm toți la o masă și să povestim și să vorbim. Și am băut câte ceva și am povestit despre filme și acum am aflat că el de fapt a terminat regie film, ceea ce explică multe lucruri și explică de ce ăsta este cumva unul din tururile lui preferate, pentru că acolo, pe tronsonul ăla de bulevard, au fost foarte multe cinematografe. Cei care ați copilărit probabil și în anii comunismului sau, da, în perioada comunismului, sigur știți, sau cel puțin știți povestea faptului că acolo au fost multe cinematografe. Și evident că ăsta este un subiect foarte drag lui Alex și de acolo a venit vorba despre filme și am discutat despre filme și am aflat recenzii despre filme și ne-au povestit despre filme și a fost o atmosferă tare plăcută și tare, tare frumoasă și chiar vă recomand, dacă puteți, săptămâna viitoare, weekendul viitor cum ar veni, nu știu când o să vedeți voi vlogul ăsta, nu știu dacă în duminica în care vedeți voi vlogul sau așa, depinde mult de vreme. Da, cel mai simplu, urmăriți la ei pe pagina de Facebook și pe site-ul lor, ca să vedeți când sunt eventurile astea. Următorul tur, și este ultimul în exterior, o să fie cu Cismigiu. Și este prima dată când organizează turul pentru Cismigiu și cred că este foarte frumos, pentru că Cismigiu are foarte, foarte multe povești frumoase. Și deci am vorbit, a fost frumos, o atmosferă tare frumoasă, după care m-am dus cu Eugenia la Pâine și Vin, unde am mâncat pizza. Puteam să mâncăm și la Capitol, dar am preferat să stăm de povești și să mergem să mâncăm acolo la Capitol, am mâncat pizza. După care, una din fetele care este la mine în bucla mi-a zis că la Cărturești Verona este Târgul Lavandei, ceea ce mi se pare puțin bizar la aproape sfârșit de octombrie să fie Târgul Lavandei, but hey, de ce nu? Și ne-am dus acolo și, în primul rând, a trecut în bui să trecem prin Cărturești, care este foarte, foarte frumos. Din punctul meu de vedere, mie mi se pare mai frumos Cărturești-Verona decât Caruselul. Știu că toată lumea este extaziat de Carusel, dar Caruselul mi se pare puțin... În ce privește cărțile, nu în ce privește amenajarea, în ce privește cărțile mi se par puțin mai dezordonate. Dar Cărtureștiul Verona, nu știu, parcă are alt farmec și îmi place mai mult. Cărtureștiul Verona este ăla de la Romană, pentru cine nu știe, sau pentru cine e din București, dar n-are o idee vagă. Și m-am lipit de o carte, că nu puteam să intru în Cărturești, ca să mă lipesc de o carte. Și doar atâta vă arăt, așa. Gata, nu vă mai arăt mai mult, pentru că să vină un haul. cu cărți, nu știu când, dar o să vină un haul cu cărți și povestim atunci mai multe și eram pe punctul să dau o comandă pentru cartea asta și numai bine că n-am dat-o și așa că am... are și din asta, cum îi zice, asta e supracoperta, ce bine că poate să rămână curată, deci are supracoperta, asta e supracoperta. Vai, ce bine îmi pare. Bun, de când vânesc cartea asta, este una din cărțile pe care mi-am propus de altfel să o citesc anul ăsta și n-am reușit. Bun. Da. Vai. Deci, da. Și ușor, ușor, colecția mea de reinterpretări grecești crește, ceea ce din mitologia greacă crește, ceea ce mă bucură foarte tare. Apoi cu Eugenia m-am plimbat pe acolo prin zonă, deci ne-am dus la Cărturești Verona, ne-am dus după aceea la Diemola de la Romană, de unde mi-am luat, fiți atenți, mi-am luat două măști, pentru că îmi plac foarte tare măștile, astea cu melc. Asta n-am mai încercat-o niciodată pe asta, da, cu snail, nu știu, e tot ceva corean. Asta așa, nu știu cum o vedeți voi. Nu am mai încercat-o, dar pe asta știu sigur că am încercat-o și dacă vă aduceți aminte, v-am recomandat-o mulți ani la rând. V-am recomandat-o, după care am mai stat la o cafea și am mai povestit cu Eugenia foarte... Ah, și mi-am luat și un micium. Stați că mi-am adus aminte că chiar asta îi spuneam că nu am... Asta mi se pare... Așa, asta mi se pare... Acum nu văd să scrie, dar ăsta parcă nu are aluminiu micium. Și știu că nu l-am încercat și asta vorbeam cu ea că ajunsesem la raionul de deodorante și eu am mai fost recent într-un DM și nu am văzut
Micium, că m-am uitat în expres după el, fiindcă ăsta cred că, din ce mi-aduc eu aminte, ăsta nu are aluminiu. Corectați-mă dacă greșesc, o să mă uit și eu, dar corectați-mă dacă greșesc. Și e ultima mea opțiune în materie de, dacă nu are aluminiu, e ultima mea opțiune în materie de deodorante fără aluminiu, fiindcă restul, pare rău, dar nimic nu funcționează nimic pe mine. Așa, și am stat cu ea și am vorbit, după care am venit spre casă. Înainte de toate, a trebuit să trec prin Carrefour să iau, să scot niște bani, că nu aveam cash, și m-am oprit la plafat și mi-am luat ulei de ricin, pe care știți că de altfel îl iubesc foarte tare de mult timp, dar acum mai nou, nu știu dacă ați văzut pe TikTok, dar cum a fost isteria cu apa de rozmarin sau cu uleiul de rozmarin, așa este isteria cu uleiul de ricin. Ăsta zice că e 100% pur. Amu, nu știu, nu vom vedea. Eu îl folosesc cu precădere pentru păr, dar vedem. Așa. Și am venit acasă și cum am ajuns acasă, m-am demachiat și m-am spălat pe față pentru că mă usturau și mă ustură în continuare foarte, foarte tare ochii. Am crezut că inițial că e de la mascara asta nouă pe care v-am arătat-o, că am luat-o de la Maybelline. Asta, am crezut că e de la asta, dar vorbind la telefon cu o prietenă pe drum, mi-a spus că nu, că a fost dat alertă de ambrozie și că iarăși au sărit în sus pentru că astăzi a fost foarte cald, ci au fost peste 30 de grade. Chiar vorbeam cu Eugenia că este incredibil cât de cald și de frumos a fost și am prins o zi absolut spectaculoasă pentru turul ăsta și foarte frumoasă. Și e incredibil cât de cald a fost și am înțeles că a fost dată alertă de ambrozie și zic, a, ok, e de acolo, nu e de la mascara, nu dau vina repede pe mascara, e clar că e de la ambrozie. Și de-aia am venit repede să mă demachiez și să mă spăl pe față pentru că nu mai puteam, deci pe drum încoace, de la autobuz încoace, îmi curgeau lacrimile de ziceai că jelesc, îl jeleam pe domnul Goie sau ceva de genul ăsta. Și, da. Mi-am făcut un ceai, tot de mentă, dar de data asta mi-am pus și niște frunze de lămâi, pentru că ieri am tuns lămâiul. Dacă sunteți cu mine din primăvară, când am început treaba cu grădineritul, vă aduceți aminte că am pus un lămâi micuț, micuț, micuț? Deci s-a făcut uriaș. Asta apropo de ce discutam în vlogul trecut, că nu trebuie neapărat să fii constrâns de reguli sau de ce zic alții. Și nu trebuie neapărat să te sperii că nu-ți ies lucrurile cum se presupune, pentru că toată lumea spunea că am greșit și că am pus lămâiul într-un ghiveci prea mare pentru el fiind micuț, avea 5 frunze când l-am plantat. Și că era prea mare ghiveciu și că nu o să crească, că lămâiul trebuie să-l pui, eu lime de fapt, și că trebuie să-l pui în ghivece micuțe și să-l muți progresiv pe măsură ce crește, că lui îi place ca rădăcinile să fie înghesuite și așa crește și nu știu ce, ca să se ducă toată energia către tulpină, nu către rădăcină, că dacă îl pui în ghiveci mare, o să rămână micuță așa câțiva ani de zile cât își formează el tulpina. Da, am tăiat 3 crengi mari din el. Da, 3 crengi mari am tăiat din el, pentru că o luase în toate direcțiile și să-i dau o formă. Și asta am tăiat 3 crengi pentru că am fost eu generoasă și i-am mai lăsat două pe care și alea trebuia să le tai. Da? Ca să-i las un ax să plece frumos, să aibă și el o formă frumoasă în viitor. Deci s-a făcut uriaș. Deci e bum! S-a făcut așa. Și am luat frunze din alea, din ce am tăiat, și le-am pus în ceai, pentru că sunt aromate și frunzele de lămâi. Așa, dar încă e fierbinte, nu pot să beau. Și cam asta a fost povestea zilei de astăzi, dar sunt o energie din aia așa super bună și super frumoasă și v-am zis, ți-am zis, nu, și v-am zis, am vorbit cu Alex și ne-a povestit de filme și ne-a dat recomandări de filme foarte bune, multe pe care nu le-am văzut și a fost așa o varietate foarte amplă de oameni care au văzut diferite filme și se văd. Simte cumva background-ul fiecăruia și foarte interesant și e frumos un grup de genul ăsta și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Sper, nu știu, Eugenia zicea că i-ar plăcea și ei să ajungă la ăsta, de la cum îi spune, de la Cismigiu, că i-ar plăcea să ajungă la turul de la Cismigiu, să sperăm că se poate, că reușesc și eu să ajung
când săptămâna viitoare sau când s-o face, pentru că se preconizează pe duminica viitoare, se preconizează ploaie. Da. Așa, am venit acasă, mi-am găsit mai mulți oi, ce cu precădere pe toți, în afară de Udi, nu știu pe unde e, probabil vânează vreun șoarece, vreo vrabie, ceva. Hai, vine ea mai târziu. În schimb, m-a întâmpinat Maria sa, Jimmy Nosu, care e supărat rău de tot că l-am abandonat astăzi, deci e foarte morocănos. Ah, stați, mamă, era să uit. Deci, când am trecut în Carrefour pe la... asta pe la Plafar. Am trecut și pe la Pepco și ce crezi? Iar am trecut pe la Pepco, da, știu. O să trebuiască să primesc interdicție de a mai intra în Pepco, pentru că nu așa. Am găsit pijama și este din aia de Crăciun. Da, nu mă deranjează. Teoretic ea e de copii, dar cred că e bună și de mine. Că zice că 1,64, deci eu am 1,60. Mă încadrez și la umer, văd că îmi vine bine. Nu e nici prea fixă, nici prea așa. O să o probez să vedem. Mi-a plăcut bumbacul în sine. Deci nici nu m-am uitat că e de Crăciun. După aia când mă plimbam prin magazin cu ea în brațe, mi-am dat seama, stai un pic, asta e de Crăciun. Are așa pattern-ul ăsta de... cum îi zice, doamne? Englezesc, stai, are un nume. Nu îmi vine acum aminte. În fine. Și are și fire din astea aurii prin el. Nu mă interesează mult de deosebit firele aurii. Așa, și scrie pe el Santa's Favorite. Acum, nu știu cât sunt de favorite pentru Santa, a fost 50 de lei sau 55 de lei. Și am luat-o pentru că este din bumbac și v-am zis că găsesc la Pepco un bumbac de super bună calitate. Au crescut mult prețurile la pijamale, că erau ieftine. Eu țin minte că am luat pijamale întregi din astea mari cu 20 de lei. Dar, mă rog, să zicem că s-au schimbat și timpurile, dar anyway... în mod surprinzător, la Pepco aveți ocazia să găsiți bumbac de foarte bună calitate, ceea ce n-ai putea să spui despre foarte multe persoane, multe lucruri. Așa. Zice că nu se spală la mașină. Fii serios, să fugi de aici. Da, sigur, o să stau să te spăl de mână. Grămadă sunt. Așa. Nu văd. Unde ești, mă? Dar sigur e bumbac, că se simte, e bumbacul ăla clasic. Are senzația aia. Nu e nici elastic, nici nimic. Așa. Și ideea este că trebuie să-mi adun mai multe pijamale, pentru că în ultima vreme mi-am format un obicei, care nu e neapărat prost, de a mă culca în pijamale curate în fiecare seară. Adică, oricum nu purtam foarte des pijamalele, adică le purtam maxim de două ori. Așa, dar acum am chestia asta de a purta pijamale noi, curate, cum ar veni, în fiecare seară. Deci în fiecare seară, indiferent dacă schimb sau nu lenjeria, eu am pijamale curate, știți, pijamale proaspete. Nu știu, în ultimele luni mi-a tunat treaba asta și, nu știu, am rămas așa cu obiceiul ăsta și de aia vreau să-mi adun mai multe pijamale ca să am de schimb, știți, că se adună. Așa, deci asta e bluza și ăștia stălunii, care par să fie suficient de lungi pentru mine. Da, și îmi place modelul ăsta. Evident o să-i port mai mult decât de Crăciun. Adică nu o să-i port numai de Crăciun, but who cares? Așa, și de dovadă că vine Crăciunul, am luat și doi soldăței, nu sunt spărgători, sunt soldăței. Așa, unul are o pușcă, unul o sabie și mai era unul care avea o chestie care n-am înțeles ce e. L-a lăsat acolo, a zis. Așa, și să și aprind. Drept. Aoleu! Și schimbă culorile. Evident, pe ăștia am gândit ca decorațiuni pentru bibliotecă, pentru că vom schimba decorațiunile de toamnă cu cele de iarnă în momentul în care vom decora pentru Crăciun. Hai, bre. Haide. Așa. Și cam așa. Sunt din acril și par foarte interesanți, așa cum luminează ei. Da, par foarte drăgălași. Așa. Și 10 lei fiecare. Și am zis să încep să adun, pentru că dacă au băgat de acum decorațiunile de iarnă, vă dați seama că în decembrie, când o să înceapă toată lumea să decoreze, nu o să mai fie nimic prima dată. Și încă un lucru pe care l-am luat a fost o canele. O cană candy cane. Seamănă așa cu candy cane. Mi-a plăcut foarte tare. Așa, cumva, clasică, drăguță.
Potolită. Da, m-am mâncat nasul. Ofului, nu mai ia alergia la ambrozie, că se pare că de câțiva m-a ratat. E, câțiva ne-a reușit să mă rateze și să sperăm că nici acum nu. Dar cred că fiind foarte cald, astăzi s-au ridicat sporii de ambrozie și polenul s-a ridicat foarte mult și de-aia toată povestea asta. Dar mă simt și eu înfundată, pentru că asta îmi zicea și prietena mea, zicea, a, de-aia sunt eu așa înfundată, că și ea are și rinită alergică și știți că cei cu rinită are alergică sunt și mai săraci și mai condamnați și mai chinuiți decât restul. Din fericire, pe mine m-a ratat alergia la ambrozie de câțiva ani încoace, m-a tot ratat, ceea ce îmi doresc să fac în continuare, adică nu, chiar nu îmi doresc alergii, că nu pot să zic că am avut până acum prea multe alergii în viața asta și nici nu doresc să cultiv vreunele, știți, din contră, vreau să stea departe de mine. E, ce drăguț e. Se pare drăguțel așa. Aici. Așa, mai e foarte puțin. Vă dați seama că mai e foarte puțin până la vlogmas? Cine își dă seama că mai este foarte puțin până la vlogmas? Vreți vlogmas? By the way, în primul rând, vreți vlogmas? Spuneți-mi dacă vă interesează. Dacă nu facem, nu e nicio problemă. Dar cert este că dacă facem, deci clar, dacă facem, o să facem pe modelul de anul trecut, care am văzut de altfel că v-a plăcut și vouă, nu doar mie. Și anume, vom avea o zi daily vlog, o zi vlog preînregistrat sau ceva de genul, știți? Sau să vedem cum organizez eu, poate încep să înregistrez vlogurile în avans. Vom vedea când ajungem la fața locului, dar în primul rând spuneți-mi dacă vreți vlogmas și dacă chiar vă mai pasă, că am senzația că e genul ăla de placă care se tot repetă în fiecare an, se tot repetă, se repetă, se repetă și nu știu, mai are sens să mai fac vlogmas? Nu știu. Let me know. Așa. Și da. Acum mă duc să mă fac un duș și să mă odihnesc, să-mi iau puiul în brațe care este supălat că l-am părăsit. I-am dat seapă când a venit. I-am dat seapă și acum poate să stea supărat cât are el. Chiar că nu mă mai interesează dacă a mâncat e bine. Bun, cu voi mă aud mâine dimineață. Mâine? Voi mâine? Habar nu, nu știu, vedem în funcție. Vedeți voi, în câteva secunde voi vedeți, eu voi vedea mâine în funcție de ce planuri am. Haideți să mergem la plimbare! Bună dimineața! Morning! Guten Morgen! Am ieșit cu fetele la plimbare, pentru că mi s-a cerut plimbare. Nu le-am mai scos de foarte mult timp și ieri dimineața, când am plecat spre autobuz, m-am trezit cu ele în spatele meu, pentru că au ieșit din curte. Au găsit un loc pe unde să iasă din curte și să vină după mine, ele crezând că mergem la plimbare, pentru că eu de obicei când plec de acasă plec pe bicicletă și atunci nu vin cu mine. Și dacă m-au văzut pe jos, au zis că mergem la plimbare, haide! Și așa că, acum, am venit la plimbare ca să le satisfac pofta de plimbare. Și nici măcar nu mi-am băut cafeaua. Deci abia m-am trezit și am făcut în cafeaua, voiam să o iau cu mine, dar a trebuit să iau un negru în brațe, un motan negru și mofturos, ca să le aduc în grădină. Că nu, se pare că nu-i merg picioarele, nu-i funcționează picioarele bine și trebuie să le aduc eu în grădină. Așa. Și, da, răsfățat, ce vreți. Și acum venim la plimbare. Hai, fetele, la plimbare. Plimbați-vă, că ați vrut să vă plimbați. Câinele ăla nu vine la voi, că este legat. Așa. Ce faceți? Este iarăși, se anunță iarăși o zi minunată. Este 8 și un pic. Și e răcorică așa, dar e răcorică aia de vară. Nu e... E răcorică aia frumoasă de vară, dimineața, așa. Și se anunță iarăși o zi foarte caldă și foarte frumoasă. Ceea ce e bine și ne bucură. Eu, în principiu, astăzi am o zi din asta de reset, că, în general, la mine luna cam așa e. Mă readun, îmi fac, mă organizez, îmi readun. Am și de filmat. Deci, chestii de astea. Nu știu cât de interesante vor fi de filmat pentru voi, dar încercăm. Hai, mama, hai! Du-te la plimbare, nu mai sta locului, că mergem până în capăt și ne întoarcem, pentru că vreau să-mi iau cafeaua, nu vreau să stau pe aici cu voi. Așa. Și uitați ce frumoși
Ce frumoase sunt frunzele de la nucul ăsta. În sfârșit încep să se schimbe puțin și frunzele aici, că până acum erau verzi. Nu doar la mine în curte, am peste tot erau verzi pentru că a fost cald. Deși cu 30 de grade, nu știu ce să zic, dacă se vor mai schimba, că o să mai țină câteva zile așa, tot așa, în 28-30 de grade. Eu nu mă plâng, adică pentru mine e ua, așa, dar pentru natură nu știu cât e de ok. Anyway, e bine, e o dimineață așa frumoasă și așa plăcută. Și aer curat pe aici. And I'm happy. Well, hello! Ce faceți? Mamă, de când am mai filmat aici, în fața acestui perete, sau mă rog, lângă acest perete gri, foarte gri, asta pentru că n-am mai stat să vorbesc cu voi, dar e așa bine afară. Ce faceți? Am terminat cu niște treburi administrative, sau mă rog, am terminat parțial cu niște treburi administrative. Fost să rezolv niște chestii și nu plac deloc, dar trebuie să le fac. Și acum m-am întors acasă. Mi este foarte, foarte cald, că am bluza asta pe gât pe mine. O să mă duc să-mi iau ceva, un tricou pe mine, dar e super cald și e așa de frumos că nu-mi vine să intru în casă să mai fac ce am de făcut, să lucrez la laptop. Am trecut și pe la Profi când am venit și mi-am luat niște turte dulce de la Profi. Și voiam să vă zic de aia, e asta, nu știu dacă se vede, așa arată, cum îi zice, turtă dulce, tago, nu știu, habar n-am, așa arată, e sub formă de inimioară, da, să vă arăt, așa, și cu ciocolată pe partea asta, e super, super bună, e moale, e din aia moale și am luat-o cu mine că mi-am mai făcut o cafea, să am un pic de energie. Și am zis să-mi beau cafea afară, că e așa frumos că, v-am zis, nu-mi vine, efectiv nu-mi vine să intru în casă. Deci e o toamnă atât de frumoasă, este o toamnă superbă, 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 minunată. Chiar vorbeam de dimineață cu cineva care era foarte supărat. Stați un pic că mi-a morțit mâna. Așa. Chiar vorbeam de dimineață cu cineva care era foarte supărat că de 3 luni n-a mai dat o picătură de ploaie și că trebuie să are și să, mă rog, să facă diverse și nu poate din cauza că pământul este foarte uscat. Înțeleg, din perspectiva agricultorilor este rău, dar din perspectiva mea e atât de bine. It's so nice, it's so nice, I love it, I love it, I love it, I love it. Deci, da, îmi place tare, tare, tare. Da, acum, ce urmează pe ziua de astăzi, că am terminat cu partea masivă din lucrurile astea, este că întâi să-mi adun creierul, că aparent a murit. Așa. Deci, să mă schimb, să trimit, că trebuie să trimit niște documente și să trimit documentele respective, că așa. Și după aceea, să văd ce mai fac, să văd de ce mă mai apuc. Da, poate îmi găsesc ceva totuși de lucru pe afară, că mi-ar plăcea să îmi găsesc de lucru pe afară. Da, așa că cu voi mă aud mai, puțin mai târziu. Bun, stați așa că trebuie să îmi acopăr ochii să nu mă... Vedeți că mă strâng foarte, foarte tare. Am decis, am luat decizia executivă de a amâna ce am de făcut la laptop pe seară, pentru că... E prea frumos afară și vreau să stau, să sunt în tricou, da? În octombrie. E final de octombrie și sunt în tricou. Și vreau să stau la soare. Acum, când mai pot, că după aia dacă vine frigul, o să stau numai în casă și nu o să ies și nu o să văd un pic de soare sau de aer sau de ce-o fi pe afară. Așa că până mai pe seară o să stau pe aici, să-mi fac de lucru pe aici, să vedem ce facem. Poate ne mai ocupăm de chestiile astea, pentru că nu m-am mai atins de ele de la vlogul trecut. Că v-am zis pe finalul de vlogul trecut, nu știu dacă mai țineți voi minte. Am și o umbră, ia stați așa, să mă duc la umbră aici, ca să nu stau. Așa, pe final de vlogul trecut vă ziceam că...
Așa, vă ziceam că totuși am decis să curăț cutiile astea în care sunt straturile înălțate, să le curăț bine de pământ și să le dau cu lac înainte de a le umple iarăși cu pământ, pentru că este mai bine să se degradează lemnul mai greu. Și asta vreau să fac acum. Nu m-am mai ocupat de ele de atunci, că n-am mai avut când, dar acum, pentru că tot vreau să stau pe afară și pentru că nici nu am chef să fac altceva, ne ocupăm de aceste straturi înălțate. Mă duc să-mi caut niște perii de sârmă, poate și niște mănuși, Doamne ajută, că aici pot să folosesc mănuși, nu-i neapărat nevoie să am mănuși. Mi-am schimbat costumația de scandal, așa, și, uitați așa, că v-am băgat o frunză în ochi și ne apucăm de treabă. Și după aia vedem. Am niște vinete, am cumpărat mai devreme de la magazin niște vinete și aș face și o salată de vinete și mai vedem ce mai facem mai încolo. We have acquired some perii de sârmă și niște mănuși și hai să-i dăm drumul. Chestia asta e chiar bună, care are un fel de șpacul în capăt aici, deci chiar e super utilă. Dar bună ziua! Dar ce mai faceți? Cel mai maimuțoi? Oh, Doamne! A venit maimuțoiul! A venit maimuțoiul! A venit maimuțoiul! Aoleu! Cum se face că e prânzul și tu nu ești atât de prăfuit pe cât s-ar putea să fii de prăfuit? Cum? Uf! Ce faci, dragoste? Hai, hai și dăm o mică timp. Te face cel mai frumos băiat din lumea asta. Zimini! Diminelu! Maimuțel! Uite și uite și te, babi! Mamiciul! Ce-i bă, țesete? Pupă-l! Așa, iubește-l! E și el băiatul nostru! Mamucelu, mamucelu. O, Doamne. Zuza mea. Știu și eu ce faci acolo, doamnă? Ah, nu mai săpai. Acum că te filmez, nu mai săpi. Aha, ce drăguț.